Târgurile de turism au devenit o obișnuință pentru români, fiind din ce în ce mai des organizate. Agențiile de turism, primăriile și toți cei implicați în activitatea de turism au înțeles că promovarea este esențială pentru ca oamenii să cunoască cât mai multe variante de petrecere a vacanțelor, atât în străinătate cât mai ales în țara lor. Anul acesta, la Expo Vacanța, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova a adus în prim plan mai ales turismul românesc. De la superba delta a Dunării la drumul vinului din Prahova, toate variantele trezesc interesul celor dornici de vacanțe relaxante, dar și interesante. Evenimentele sunt esențiale, nu există turism fără promovare, fără evenimente. Și faptul că noi suntem în al optulea an suntem cu Expo Vacanța, Târgu Prahovean de Turism. Iată, avem o grămadă de participanți și astăzi, mulți, sunt familii cu copii, parcă mai mulți decât anul trecut. Poate și pentru că avem parcul cu dinozauri astăzi la Ploiești, care a venit de la colegii noștri de la Râșnov. Pe de altă parte, am auzit că sunt și tot felul de oferte care se pot găsi doar la târg. Da, dacă în mod normal suntem pe ultima sută a promoției înscrieri timpurii, minus 30% până pe 31 martie, acum la târg participanții au supralicitat și au venit cu oferte și mai atractive, bonusuri suplimentale, vacanțe gratuite la tombolă și reduceri până la 50%. Râșnovul este o localitate pitorească, iar din mai va deveni mult mai atractivă pentru familiile cu copii. Bine ați venit în stațiunea turistică Râșnov. După cum observați și dumneavoastră, la acest târg am venit cu Dinoparcul. În luna mai acestui an se va deschide în orașul nostru cel mai mare parc de dinozauri din Europa de Est. Vor fi 45 de exponate. Toți dinozaurii vor fi de dimensiuni naturale, făcuți din fibră de sticlă, locuri de cazare vor mai fi, locuri de joacă, laser shooting, cinematograf, 7D, deci practic cu siguranță va fi o atracție foarte importantă, în special pentru copii. Însă pe lângă acest parc de dinozauri, cu siguranță știți, la Râșnov există probabil cea mai importantă cetate, să zic, din România, cetatea Râșnov, un monument istoric foarte vizitat. Noi avem la Râșnov foarte multe evenimente care anual atrag foarte mulți turiști. Vreau să vă spun, anul trecut în cetate au fost undeva la 241.500 de turiști, ceea ce face din cetatea Râșnov al treilea obiectiv turistic al țării noastre, după Bran și Peleș. La fel, în orașul Râșnov, din anul 2010, s-a dat în folosire o peșteră, să spun așa, este una dintre cele mai moderne peșteri din țara noastră, iar datorită acusticii foarte bune, acolo în fiecare sâmbătă turiștii pot asista la concerte de muzică clasică. Însă un alt obiectiv foarte, foarte important la Râșnov sunt trambuline de sărituri. De curând în orașul nostru s-a construit cea mai mare și cea mai modernă bază olimpică din Europa de Est. Noi avem 4 trambuline de sărituri cu sculele. De altfel, anul acesta și anul trecut la acele trambuline au avut loc cupe mondiale la sărituri de schiuri la feminin, la senioare. În 2013 a avut loc în orașul nostru Festivalul Olimpic al Tineretului European. Deci, practic, la Râșnov, dacă veți veni pe lângă cetate, pe lângă Dinopar, pe lângă trambuline, aveți ce face. Cu siguranță turiștilor ar trebui măcar 2 zile să vină să viziteze toate aceste lucruri. Îi așteptăm în special în perioada verii, când m-a spus, în orașul nostru. Noi avem foarte, foarte multe evenimente culturale. În Râșnov puteți găsi cazare și la 100 de lei pe noapte în pensiuni rustice, iar mâncarea în zonă este extraordinară. Pentru cei care se află în căutarea unei stațiuni care să ofere și peisaje superbe, dar și centre de tratament, Băile Herculane reprezintă o alegere inspirată. Pe lângă tratamentele care sunt renumite și apele termosulfuroase, care bineînțeles ajută oamenii cu afecțiuni, Băile Herculane oferă și mult agrement, mai ales în perioada de vară. Avem ștrandurile cu apă termală, e zona foarte frumoasă unde se pot face excursii, drumeții. Aproape de noi este Orșova, Dunărea, unde se pot face excursii cu vaporul. Sunt mănăstirile renumite, chipul lui Decebal aproape de noi. Și bineînțeles zona noastră, Băile Herculane, unde turiștii vin în principal la tratament. Nu vă puteți numi prahovean dacă nu ați mers măcar o dată pe drumul vinului. Nu trebuie să fiți băutor ca să mergeți să admirați atât peisajele pitorești, cât și obiectivele turistice din dealul mare.
invităm prahovenii, dar nu numai prahovenii, pe drumul vinului, în zona de alumare, să viziteze cramele din Valea Călugărească, Urlați, Ceptura, Tohani. Sunt crame care pot să primească turiștii, oferă degustări de vinuri, dar înainte li se prezintă via, crama, li se explică cum se face vinul. Se fac degustări de 4-6 vinuri în funcție de cramă, există obiective turistice care pot fi vizitate, cum ar fi Conacul Belu, crama 1777 din Valea Călugărească, Mănăstirea Vărbila. Este foarte important să ne promovăm aceste valori, pentru că Prahova este bine cunoscută dintotdeauna pentru vinurile deosebite. Da, așteptăm vizitatorii, turiștii să viziteze zona de alumare, drumul vinului din zona de alumare. Pentru Feteasca Neagră, ambasadorul vinurilor românești, avem vinuri premiate internațional, recunoscute pe plan internațional și chiar au niște povești foarte frumoase. Important este să vină, să afle despre povestea vinului și să deguste. În orice perioadă sau doar toamna la cules? În orice perioadă, noi recomandăm din martie până în octombrie, atunci este vremea mai frumoasă și, de exemplu, în luna iunie înflorește via și pot să și simtă mirosul florilor de viță de vie. Indiferent ce vă doriți de la o vacanță, în România puteți găsi oricând nenumărate destinații care să vă satisfacă nevoia de distracție, relaxare și cultură. Avantajele sunt multiple. Nu trebuie să știți neapărat o limbă străină, așa cum e necesar în vacanțele externe. Moneda e cea bine cunoscută, nu trebuie să cumpărați bilete de avion care scumpesc cu mult orice vacanță și mai ales veți contribui la dezvoltarea turismului în propria țară. Ministerul Sănătății va finanța achiziționarea de aparatură medicală pentru Spitalul Județean de Urgență din Ploiești și Maternitate. Peste 5,1 milioane de lei au fost alocați Spitalului Județean pentru achiziționarea de componente tomograf, 4 aparate ecograf și mese chirurgicale. La maternitate vor fi achiziționate un ecograf, monitoare pentru funcții vitale nou-născuți și ventilatoare în valoare de 2,2 milioane lei. Ministerul nu va suporta toată cheltuiala cu aceste aparate, 10% din valoarea investiției fiind asigurat de către Consiliul Județean Prahova. Prețul gazelor naturale pentru populație ar putea crește cu 6-7% de la data de 1 iulie, estimează președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, Nicolae Havrileț. Într-o dezbatere de specialitate, el a explicat că această creștere depinde de modul în care vor decurge discuțiile pe care ANRE le va avea cu reprezentanții FMI și ai Comisiei Europene în vederea elaborării unei noi hotărâri de guvern, prin care vor fi stabilite etapele următoare ale aplicării calendarului de liberalizare a prețului gazelor. Calendarul de liberalizare a prețului gazelor convenit de către guvern cu Comisia Europeană prevede încheierea acestui proces la 31 decembrie 2018. De la 1 iunie, taxa pe valoare adăugată ar putea fi redusă. Guvernul va decide în luna aprilie dacă va fi o diminuare generală de TVA de la 24% la 20% sau reducerea TVA la produse alimentare de bază de la 24% la 9%, a anunțat premierul Victor Ponta. Acesta a precizat că pentru moment nu pot fi aplicate ambele măsuri, ci doar una dintre ele. Proiectul codului fiscal prevede reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 2016 și la 18% începând cu 2018. Reducerea e posibilă datorită încasărilor bune la buget pe primul trimestru al acestui an, fapt ce permite guvernului să discute cu instituțiile financiare internaționale despre această măsură socială. România are în prezent una dintre cele mai ridicate cote standard de TVA din Uniunea Europeană, taxa fiind mai mare doar în Croația, Danemarca, Suedia, toate acestea având un TVA de 25% și Ungaria cu 27%. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape.
Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Vino la Lexis Ploiești pentru a învăța repede și bine o limbă străină. Cu o experiență de 20 de ani și recunoaștere internațională prin cursurile de pregătire pentru examenele Trinity și Cambridge, școala Lexis Ploiești oferă cursuri de învățare a limbilor engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă și greacă pentru copii și adulți. Lexis Ploiești, dedicată excelenței. Strada Democrației, numărul 24A, telefon 0244 542 303. De la 1 martie vă așteptăm și la cursurile de limbă italiană. Persoanele cu dizabilități au dreptul să fie integrate pe piața muncii. Nu în puține situații, acest lucru nu e posibil, mai ales din cauza profilului de activitate pe care l-au firmele. Tocmai de aceea, structurile de economie socială sunt cele mai potrivite. O astfel de întreprindere socială a fost lansată și în Prahova, de către Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării, ca parte a proiectului Abilitățile Contează Economic, derulat de Fundația Motivation. Structura are angajate 5 persoane, dintre care 4 sunt cu dizabilități și oferă anumite servicii contra cost, iar profitul e reinvestit în alte programe destinate oamenilor cu dizabilități. Cele 3 servicii se referă la transport adaptat pentru persoanele cu dizabilități. Avem o mașină specială adaptată în acest sens, care asigură transport în condiții de maximă siguranță. Este foarte important ca persoanele cu dizabilități să știe, în primul rând, că au dreptul la acces liber, la acces la transport și pot să primească, acest serviciu se poate deconta prin intermediul primăriilor. Deci pot face solicitări la primăriile de domiciliu, din zona de domiciliu, iar acestea le pot asigura transportul. În lipsa unor alte mijloace de transport special adaptate puse la dispoziție de primărie, un alt serviciu este acela de intermediere de produse și servicii pentru companii. De asemenea, avem niște informații pe care nu toată lumea le știe, în sensul că toate companiile care au peste 50% angajați ar trebui să aibă 4% angajate persoane cu dizabilități. În momentul în care acest lucru nu se întâmplă, îi plătesc o amendă către stat sau, ca să nu facă acest lucru, au posibilitatea de a achiziționa produse și servicii de la unități protejate. Unitățile protejate au deja persoane cu dizabilități angajate și deci pot să rămână cu ceva în loc să plătească amenda aceea și atât. Al treilea serviciu este acela de servici pentru scaune rulante. De fapt, în cadrul evenimentului de lansare a fost prezentat și un mijloc de transport adaptat. Despre o alternativă la transportul în comun, pe care multe dintre localitățile în țară nu îl au sau nu îl au special adaptat pentru persoanele cu dizabilități. Ne referim în primul rând la localitățile rurale, unde oamenii au șanse foarte scăzute de a ieși din casă. Trebuie să ne gândim că, până la urmă, persoanele cu dizabilități sunt oameni ca noi toți, care au nevoie să meargă la școală, au nevoie să se ducă la un loc de muncă, au nevoie poate să iasă la un spital sau undeva, pur și simplu să se relaxeze. E important pentru persoanele cu dizabilități să poată să coboare de la etajul la care stau, mai ales în blocurile în care nu există ascensor, să iasă în lume, să se integreze social, economic, să-și poată găsi un loc de muncă. Practic, ce vă oferă aceasta? Mai multă mobilitate. Foarte importantă este latura psihologică a proiectului. Îl ajută foarte mult, în primul rând, pentru stima de sine, pentru că se simte implicat în activitățile asociației, plus că îi oferă posibilitatea să se afirme, iar prin puterea exemplului să-i ajute pe celelalte persoane cu dizabilități să devină mai motivați și să se implice și ei la rândul lor în diverse activități, fie ele sportive, sociale sau de altă natură.